Centrul de management integrat al deșeurilor din Cluj ar putea fi gata cel mai devreme la sfârșitul anului viitor. Acesta este termenul anunțat astăzi de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, pentru finalizarea primei celule a depozitului ecologic de deșeuri al județului. Este în linie dreaptă, lucrăm în sensul că nu mai avem blocajele cu alunecările de teren, dar mai sunt încă lucrări de făcut. V-am spus, termenul de finalizare este anul viitor la sfârșit, dar încercăm ca prima celulă să putem să o dăm mai repede în funcțiune. Alin Tișe a explicat și ce se va întâmpla cu gunoaiele depuse acum în rampa temporară RADP a municipiului Cluj-Napoca. Groapa primăriei va intra într-un proces pe care mediul va accepta de, să spunem, închidere la fața locului. În procedura pe care mediul ne va da, nici de cum nu vom muta gunoaiele dintr-o parte în alta ca să umplem, să luăm dealul de gunoi, să umplem groapa noastră de gunoi. La sfârșitul anului trecut însă, autoritățile județene afirmau că prima celulă a centrului de deșeuri va fi gata în a doua jumătate a anului 2018. Lucrările la centrul de management integrat al deșeurilor au început acum 6 ani, în 2012, dar liderul asocierii constructoare a intrat în faliment. Contractul cu această asociere de firme a fost reziliat în 2014. De-abia anul trecut, în 2017, a fost anunțat un nou constructor pentru depozitul ecologic de deșeuri al județului.